Ea avea un vibe bun ieri. Eu aici când vorbisem, eu îi spuneam că orice ar fi, că ar fi mai bine, ar fi mai liniștit pentru cuplul nostru, pentru tot. Deci eu am pus-o în temă, cumva, să... Ai montat-o. Bine, da. Am montat-o psihic, să fim pe aceeași lungime de undă. Dar tu, ai picat-o acum, asta am făcut-o și pe asta picea de dar. Doresc spatele acum. Stai, cum vrei? Așa. Eu am dat garanția cu orice. Îți garantezi ce simte acum afară? Da? Așa. Da, așa și ați făcut amândoi. Când v-ați luat de mână și ați mers spre ușă, ambii ați oftat cu ușurare. Da. S-a auzit, s-a auzit că tu ai făcut și ea. În același timp. E o ușurare. Eu, cumva, nu am dat cu piciorul un... Explicam și că orice va fi, vom fi unul cu altul și expunerea asta deja era prea mult și pentru ce? Pentru ea și pentru cuplu și pentru... Orice. Ce mai tu și care e ideea, Patrick? Nu, toate sfaturile pe care ți le dăm noi sunt de pristos. Mergi de la zi la zi, vezi cum te simți, bucură-te de experiență în primul rând și când e momentul, pleci și îți faci treaba. Da, clar. Dar tu mergi de la zi la zi. Oricum o să uite tot ce spunem acum. Clar, el e în starea lui. Da. Dar oricum eu sunt aici să-l cam. Iau în considerare oricum tot ce spuneți, dar aici doar inima mea poate decide ce și cum, că poate unii spun că nu merită. Dar tu știi, mă, dacă mai zic. Păi dă un nume. Accept părerile, dar sigur voi. Dar ca sfat, e bine să te gândești și la, nu știu, un mers înainte, pentru că e o experiență pe care nu o primești oricând. Da. Știi, nu e ceva ce îți lucrează la fiecare colț de stradă, știi? Da. Și depinde foarte mult, știi, care te ajută foarte mult pe tine, ca om să te dezvolți extrem de mult ce se întâmplă aici. Și probabil că te-a ajutat și relația cu ea. Da. Pentru că tu automat vei deveni mai matur, vei trece prin greutăți. Și vei simți când e momentul. Ce? Așa că bucură de ce se întâmplă aici. Dar de ce? Că ei nu s-au despărțit. Faptul că ea a ieșit asta nu înseamnă că ei nu sunt cuplu. Bine, Patrick, ești un cuplu pe jumate. Nu ești în totalitate, numai că nu-ți vezi iubita. Atâta tot. În rest, nu v-ați despărțit, nu-i sfârșitul lumii. Mă gândesc, am spus că și dacă noi doi să spunem printr-un presupus că am mai format o relație, că am mai format un cuplu amândoi, cumva am avea anumite rețineri, cumva ar fi anumite chestii. Cred că, de fapt, lucrurile astea le-aș cataloga cumva că am fi mult mai maturi în relația noastră, la mai fi atât de copilăroși cum eram, știi? Da. Adică că eu țin foarte mult la ea. Foarte mult la ea. Adică mereu mă uit la ea pe conexiune, mă uit să o văd, eu îi fac semne din chestii, am face mie, îi fac ei semne, știi? Da, și ea zi apărarea de multe ori, adică... Țin foarte mult la ea și cumva asta zic, cred că dacă aia... Eu zic că acum când ai făcut live ultima dată, ai pus poze cu ei de la de pe fundal. Păi mi-am găsit pe iCloud, mi-am găsit pe telefon. Da, și totuși, un semn și ăsta, adică nu pui poze doar așa. Da, păi le-am găsit pe iCloud. Dar înțeles că ar mai fi ceva. Stai să vezi fază. Am intrat pe, nu știu ce am vrut să le arăt la oameni, am vrut să le arăt altceva, niște poze... A, tu vrei intrat în greșeală? Nu, am vrut la oameni, le-am zis, la nu știu câte like-uri pe care le fac la clipul ăsta, la live-ul ăsta, da. Le-am zis, zic, o să vă arăt un print screen cu nu știu ce de ăsta, de la mine, de acasă era, știi? Uh-huh. Și dând așa acolo, pentru că am foarte multe poze, știi? Și știam că le-am șters, dar chiar dacă tu le ștergi din telefon, ele rămân pe iCloud. Când bagi iCloud-ul din nou, ele se resetează automat, ți intră iar. Da, da. Și am găsit poze de la date-ul nostru, când am fost noi doi la date, știi? Și am găsit niște poze acolo și le-am zis la oameni, zic, am găsit niște poze, era și Cristina pe live, zic, dacă vrea să le vadă și ea, că n-aveam cum să îi le arăt. Știa că e acolo și totuși. Păi da, am vrut să îi le arăt și ei, știi? Și a dat așa un trandafir, zic, Cristina, dacă ești aici, așa, dă un trandafir. Da, și erau poze cu noi de la date. Și asta zic, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, cumva nu mai pot să mai dau timp înapoi. Sincer, ți-am spus, mi-e și rușine ca să mă gândesc la o relație cu Cristina, pentru că nu pot eu, știi? Să... Da, timpul e cel mai bun medicament. Deși eu știu bine ce am simțit, indiferent de ce spun unii și alții, Mihaela. Ai cuvântul meu de onoare, eu nu te mint. Am ținut foarte mult la fata asta. Foarte, foarte mult. Foarte mult. Dar a fost o chestie, un copilărism, o chestie nașpa, pe care eu am pus accent foarte mult, deși nu trebuia, că era o chestie care se corecta. Și am ales să... Clar. Și bine că n-a fost doar asta, au fost discuțiile alea prostești între noi, care ne-a îndepărtat. Ea poate și ea un pic imatură și eu sunt imatur. Și au fost toate discuțiile alea contradictorii, cât a fost o săptămână. Ei place foarte mult să friteze, să glumească și pe tine cred că și asta te-a îndepărtat foarte mult. Că nu-ți place, nu. Când ești cu cineva, să vezi că glumește cu unul, cu altul. Mihaela,
Îmi place. Adică am făcut asta în trecut, în primul sezon și în da, afara emisiunii. Da, dar acum s-a văzut că ești deranjat. Da. Și tu i-ai spus asta. Exact. I-ai spus. Am făcut asta în trecut. Cumva mă jucam cu fetele când eram într-o relație, mă jucam cu toate fetele și făcea chestia asta. Și, da. Și a fost urât. Adică cumva mi-am dat seama că oamenilor din jurul meu, persoanelor, nu știu, care am fost în relație, nu mai dau nume în primul sezon, nu le plăcea chestia asta, știi? Și mi-am dat seama și eu, de fapt, cu timpul, băi, stai așa un pic, chiar este o imaturitate asta și e normal ca persoana lângă tine să nu te respecte când, când tu faci lucruri de genul, nu știu, să fiu cu seanturile, să te car pe tine pe sus sau să vin să fac nu știu ce, știi? E urât. Că vii și că vine, Doamne ferește, acum nu zic să te țin, să mă țină, să stau așa și să nu facă nimic, să nu râdă, să nu dar facă nimic. Dar nici asta nu dar e ok, adică ai impresia că ascunde ceva da, de moment normal, ce nu, tot. Nu, da. Nu vreau să tai ca unei persoane. Vezi că nu așa era cu Patrick. Da. Doamne ferește să, nu știu, orice, să glumească sau când era ceva interacționat, dar, nu știu, printr-o provocare, se vedea că nu mai poate de nervi. Da. Adică, una, adică eu ca bărbat, ca persoană, poate și tu ca femeie pe bărbatul de lângă tine, îl simți. Simți când el filtrează cu o femeie. Când e nesiguranța aia. Flirtează cu o femeie, iertați-mă. Sau când doar glumește cu ea, prietenește. Adică simți în interiorul tău lucrurile astea, indiferent de ce ți-ar spune oricine. Tu simți, frate, că e normal. Simți, știi? Anumite aspecte, anumite lucruri. Și eu cumva simțeam chestia asta și dar recunosc, mă deranja. Când eram într-o relație cu ea, mă deranja puțin, dar nu ziceam, știi? Nu ziceam cu vorbe chestia asta. Dar să-și dai seama singură. Da, vedeam, mă încuntam, ziceam la un dat, am zis că mi se pare mie, zic, o fi o nebunie de-a mea, e ok, nu e ca și cum e ceva, știi? Deci nu spun acum că ea e nebunită după el, Doamne iartă-mă și că nu știu ce s-a întâmplat, 3-2 sau ceva, nu. Doar că simțeam eu acolo un pic mai mult pentru Marinel față de cum era pentru Ionuț, de exemplu. Na. Sau cum era pentru Alex. Înțelegi diferența pe care eu simțeam? Da, eu cred că are simpatie pentru el. Adică nu zic din răutate că mi-e prieten și nu vreau să o săp, Doamne fer. S-a întâmplat ca și per total. Așa s-a întâmplat multe. Mi se pare că are simpatie pentru el. Așa mi se pare, nu. Să-mi fie dor să stăm în patru. Da, Alex, da, atât am mai stat în patru. Nu, dar două cupluri eram în casă. Dar chiar mai știu cu Patrick la un moment. Nu mai știu, chiar la un moment, dacă nu ne lăsa și nu ne lăsa de nicio culoare. Și am zis că sunt toți patru, facem orice. Da, și era și haos între toți. Adică era și o perioadă, dar mai dar din două cupluri ați ajuns un cuplu jumate. Măi, și crede-mă că ești încă într-o relație. Știu, dar aici nu s-a întâmplat nimic. Poate maxim se poate formula, a mai rămas un cuplu în casa iubirii, atât. Da. Tu cuplu, n-a rămas un cuplu în casa iubirii, încă sunt două. Nu s-a schimbat nimic, nu v-ați cetat, nu v-ați despărțit. Dar și răspunsurile-s două. Ori tu o să fii aici și o să realizezi că nu știu, ți-e bine aici, poate ai ochi pentru altcineva, ori tu nu o să poți fără ea și o să realizezi cât de mult o iubești. Ori una, ori alta. Sunt două, nu sunt atât de multe. Vai, câtă confuzie, nu știu ce în cap, că nu mai înțeleg. Nu, sunt două lucruri. Da, și ambele duc înspre binele tău. Niciuna din ele nu duce înspre răul tău. Adevărat. Că tu mergi, că tu conștientizezi că o iubești sau că tu conștientizezi că nu. Ambele spre binele tău. E spre binele tău. Și ea la fel. O să fie greu, o să-ți pară rău, sigur o să și plângi. O să fie bine într-o zi. O să-ți revii. Chiar o să-ți revii. Dumnezeu Iisus și vede. Într-o zi o să-ți revii. Și o să o vezi din nou și o să stați. O să stați împreună așa, nu știu, în pat. O să ții în brațe și o să stea la pieptul tău și o să râdeți. Hai că tu-l faci să plângă și picurii ține tot îi băgai din astea. Nu, ascultă-mă. Poate nu o să fie cu ea. Nu, din potrivă, să fie fericit. Să fie fericit. Poate o să fie cu altă, Patrick. O să spui, o să spui, mai ții minte, mai ții minte când am plâns, că ai plecat din casă și ia uite că aici suntem acum. Da. Dar nu-l fac să plângă chestia asta. Ei, nu. Acum ați bine, m-am descărcat, ați venit și voi, nu știu, oricum ajută. Liniștit acum sufletește că m-am descărcat în fața voastră și mie oricum nu-mi plac momentele astea așa emoționante. Risa, cam vii aproape în ultimul timp, nu știu ce să zic. E obișnuită. Te ridica și prima să vii. Eu o să văd pe Nona de seară și vreau să transmit tot. Ok. E perec acum. Foarte bine. Da. Sunt momente de care eu mă feresc mereu cu emoții, cu plânsul, nu mi-a plăcut niciodată, știi? Și cumva, mamă, deci așa o criză ce mă luase. Eu de când a plecat doamna Andreea, eram sigur că asta se întâmplă. Băi, așa ce... Dar ce a spus aici în casă? Că trebuie să facă un anunț de care îi pare rău, că mergem face de la voi. Fai.
Deci eu am crezut că leșin, m-am dus, am băutat pe... Nu știu de ce, că până la urmă vorba voastră, nu moare nimeni, mă, dar e o chestie, nu știu, e nașpa. Măi, acum, sincer, se simte puțin așa, nu știu, de parcă s-a întâmplat ceva chiar mai... Da. Grav. Da, exact. Ne-am adunat așa toți aici. Exact. Tu vei mai ieși în negru. Adică nu știu de ce, că dacă stai să iei logic, nu s-a întâmplat ceva atât de grav. Nimic. Nimic rău. Asta zic, chiar nu s-a întâmplat nimic, e o emisiune, e un moment. O să vezi. Da, dar nu mai o să fie nici măcar văzutul ăsta, știi? Astăzi. Nici pe conexiune, nimic. O să conștientizezi multe lucruri și o să le vezi cu totul altfel. Și crede-mă că la rece, așa, chiar când stai departe de o persoană, realizezi dacă cu adevărat e ceea ce trebuie sau nu. O să vezi. Și vrei să o cunoști pe Noruna? Da. O să chiar camera roșu? Ești un timp pe mine, sunt de flori. Da, flori. Asta o să cumpăr mâine. Să cumpăr te rog. Când a fi? 5 ani, cred că. Zeros. Realele? Zero. De când sunt în afară am venit, nu știu, de 3-4 ani. Nu cred. Serios. Eu nu cred. Ce perioadă grea am acum, n-am avut niciodată. Tu vorbești serios?